În această dimineață, pe stadionul Portul Roșu s-a desfășurat concursul cercurilor tehnico-aplicative ale elevilor cu tematică de prevenire și stingere a incendiilor prietenii pompierilor. La concurs s-au prezentat elevii a 8 școli gălățene, constituiți în tot atâtea echipe. Copiii și-au dovedit atât cunoștințele teoretice cât și abilitățile practice în desfășurarea probelor de îndemânare presărate cu obstacole. A doua probă practică a implicat o ștafetă de 4 ori 100 de metri contra cronometru. Cum au fost concursurile, probele de fapt? Au fost foarte stresante și am avut multe emoții și destul de grele. Am alergat mult, mi-am murdărit pantalonii, da, a fost bine. Prin aceste competiții se urmărește dezvoltarea spiritului de inițiativă și echipa elevilor, dar și capacitatea de înțelegere și apreciere a pericolelor în situații de urgență. La concursul de astăzi s-au înscris 8 echipaje de la 8 școli gălățene. Echipajele au de trecut 3 probe de concurs, o probă teoretică, ștafeta cu 4 ori 100 de metri cu obstacole și pista cu obstacole. La finalul concursului, elevii au fost răsplătiți cu diplome și cupe, tricouri, medalii, dar și alte premii.